Bună seara tuturor! Sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec pentru martie 2020. De asta dată am încercat să am cărțile deja pe masă să câștig timp. Și haideți să vă povestesc ce ați primit, ce mesaje ați primit. Din seria oracolelor ați primit familia. Sper că înregistrează, da? Ați primit familia. Și la capătul setului de cărți aveți călătoria. Urmată de flori, de profesorat, eventual de învățătură, să zicem. Și cred că e interesant cum cărțile deja etalate confirmă apariția unora și altora. Cred că în suflet aveți iar o chestiune familiară, 10 de monede. Da? Corespund cărțile și e bine când corespund. Central, în suflet, o chestiune familială la care vă gândiți foarte mult sau vă pune probleme sau, o să vă mai zic de ce, vă consumă energia într-un fel sau altul. Posibil în acest motiv vi s-a arătat această carte tocmai să vă aduc aminte că trebuie să vă iubiți prietenii și familia, chiar dacă mai treceți prin probleme și prin situații neplăcute. Și iar, când vorbim despre iubire, nu se poate să nu vorbim și despre iertare. Acum, pe cine trebuie să iertați, voi știți mai bine că a vrut din seria oracolelor șaptelor de la Înger să apară și această carte ca și mesaj special pentru unii dintre voi, berbecuți, berbecuțe. Posibil, zic eu, că aveți de iertat pe cineva în familie. Evident, evident, că poate să fie și un semn de pământ, că apar cărți, da? Dar dacă nu-i semn de pământ, care se simte el izolat sau voi vă simțiți izolați, separați de ei, pentru că este provocarea acestei cărți, 5 de monede, o situație neplăcută sau probleme financiare care provoacă abundența și fericirea în familie. Dacă nu sunt probleme financiare, posibil să fie o problemă de comunicare și de relaționare, că sunt două persoane care teoretic ar trebui să relaționeze. Dar, într-adevăr, cei doi se ajută. Ideea este să iertați pe cine, eu știu, trebuie, voi știți mai bine pe cine trebuie să iertați, și să simțiți acest parteneriat profund. Și să treceți cu bucurie și prin încercări, pentru că la un moment dat vor veni și vremuri bune, 10 de monede, familia, da, aceasta bucuroasă și unită. Vor veni și vremuri bune. Îmi place că totuși cărțile au confirmat, într-adevăr, o situație de familie, o chestiune care trebuie iertată. Bănuiesc aceasta, care provoacă starea de confort și de echilibru și de bine și de abundență provoacă. Nu neapărat blochează. E un cuvânt care nu mi se pare că se potrivește musai. Evident că poate să fie un semn de pământ. Din aceeași serie, Șoaptele Îngerilor, ați mai primit o carte, de fapt trei. Ah, scuze! Măi! E bine dacă tot înregistrează, da? Asta e cu Mercur retrograd, mai pică, dacă vă zic ce s-a întâmplat. Că au luat foc un șervețel când ștergeam lumânările, că și eu deșteaptă am șters lumânările cât timp era aprinsă. Și ia ca așa, situații. Mercur retrograd, care vă apară și vouă. Dar nu vă speriați, că o să treacă. Ok, spuneam că ați mai primit. Cereți ajutorul. Dacă este o chestiune de familie, cereți consilierea cuiva, călătoriți și mergeți la un profesor, eventual, și această călătorie vă va înflori, vă va lumina într-o privință. Și acum iar vin cu o altă carte și sper să nu vă zăpăcesc, care confirmă nevoia de iluminare într-o direcție, într-o problemă. Licuriciu, semn de aer. Spuneam,
că vi se spune că aveți nevoie să iertați, aveți nevoie, trebuie să iertați, că altfel nu se poate. Trebuie să iertăm mai devreme sau mai târziu și, într-adevăr, iertarea asta uneori durează. Cum nu știu pe cine trebuie să iertați, voi știți. Și trebuie să vă odihniți, să vă relaxați, eventual mental, eventual mental, emoțional, poate chiar și fizic, pentru că aveți un 10 de bâte. Poate chiar și fizic. Cereți ajutorul în această privință. Cereți ajutorul. Iar consilier este o persoană în vârstă, neptuniană, blândă, înțeleaptă. Poate 14 să vă spună ceva? 42 și 29. Am senzația că unii dintre voi, într-adevăr, aveți niște probleme în casă și orice problemă ar fi, pentru că, iar, cartea aceasta consideră fundația pusă, orice probleme ar fi, încercați să vă bucurați de acest moment, chiar dacă uneori poate să fie neplăcut, bucurați-vă că întotdeauna este loc și de mai bine și de mai rău, da? Și atunci bucurați-vă de momentul acesta ca să manifestați bucurie, bine, confort, echilibru și să vină în continuare. Dar neapărat încercați să vă oferiți mai mult timp de relaxare. Poate ar trebui să dormiți mai mult, nu știu, să citiți ceva frumos, să vă uitați la televizor, să vă conectați la emoțiile voastre. Să vă conectați la emoțiile voastre și la intuiția voastră, cum confirmă și cărțile din spiritul animalelor, da? Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de aer, să zicem. Micuț și strălucitor. Poate sunteți voi strălucitori și treceți printr-un mic impas. Iar variați de la situație la situație. Dar ideea este că dacă vreți să vă mențineți această lumină voi sau ei, trebuie să fiți conectați la o energie emoțională și la intuiție. Și la intuiție. Haideți acum să mă concentrez, fără să mai intervin cu mesajele de la îngeri, cu oracolele, să mă concentrez pe crucea celtică. Am spus că central aveți 10 de monede, da? O familie sau noțiuni de tradiție sau o chestiune care ține de genealogia voastră. Evident, poate să fie și un semn de pământ. Voi știți care. Care eventual acela semn de pământ sau poate un altul provoacă această energie foarte frumoasă. Provoacă. Dar se poate depăși cu dublu efort, pentru că 5 și cu 5 înseamnă 10, da? Dublu efort din partea și a voastră și a lor. Eventual acest dublu efort poate să însemne și iertarea într-o anumită situație. A trebuit să clarific mai multe și nu știu dacă este timp. În trecutul îndepărtat aveți totuși, unii dintre voi, un vărsător sau ați început vindecarea voastră dacă aveți niște probleme sau ați început să sperați, să vă proiectați, nu știu, către lumină, către intuiție, cum am spus mai devreme. La un moment dat, poate unii dintre voi, nu toți evident, unii, v-ați simțit alături de cineva într-o situație familială, simt eu, foarte fericiți, împlinirea tuturor dorințelor, da, steaua, posibil, în trecutul îndepărtat, la baza acestei cruci. Dar acum sunt mici situații. În trecutul apropiat văd că apare pentru unii un copil, pentru alții simțiți o atracție față de cineva. Valetul de bâte este o persoană care foarte creativă, inovativă, dar adesea exprimă o atracție fizică pe care trebuie să o exprime și nu o poate controla, că doar e un valet, nu e rege, nu e regină. Ați putea fi voi, după o perioadă de vindecare, după o perioadă de vindecare, de ceva, poate, după ce începe să iertați, eu știu pe cine, să simțiți un nou potențial cu cineva. Însă, mare grijă
că în viitorul apropiat, și pe orizontal, dar în viitorul apropiat, aveți un șapte de spade. Un păcălici, un mincinos. Sau o situație confuză, ar putea fi acest Mercur retrograd. Dacă în ultima vreme v-ați dori voi, teoretic ar trebui să fiți voi sau un alt semn de foc. Dacă v-ați dorit voi sau ei să comunicați despre această chimie, despre eu știu ce, s-ar putea în ultima perioadă să nu mai puteți din cauza acestui Mercur retrograd și să vă simțiți, voi doi, voi și cu eu știu cine, să vă simțiți singuri în tăcere, da, lăsați în iarnă și din cauza asta vă provocați, să zic, echilibru în familie sau poate pentru unii să fie și o a treia persoană. Mare grijă dacă a treia persoană este marcată de această energie. Dar hai să zicem că este doar Mercur retrograd și așteptăm să toată lumea așteaptă să scăpăm de acest Mercur foarte provocator. Parcă anul trecut n-a fost chiar așa. N-a fost chiar așa. Aveți 2 de 7 și noi nu pot să zic că e vreunul mai frumos decât celălalt. Poate. În viitor, aveți acest șapte de cupe, o stare de fantezie, de visare sau de confuzie, iar tot o altă confuzie emoțională, nu confuzie mentală. Poate simțiți că aveți opțiuni dacă este acest vale de monede, de monede, ia, un fi semn de pământ, în fine, pentru unii, acest valet față de care simțiți atracție, că e foc, că e monede, că e alt semn, iar variază. Poate este o opțiune în afara căsătoriei, care în acest moment, deocamdată, sunteți în no contact. Știți cum, ce înseamnă? No contact. Nu vorbiți, nu comunicați. Să zicem că e doar din cauza lui Mercur retrograd. Dacă o fi altcineva care vă păcălește, vă creează confuzii mentale, iar fiți atenți, fiți atenți. E doar o carte pentru fiecare poziție. Poate cândva o să am mai mult timp sau o să fac altfel de etalări ca să vedem scenarii mai complexe, dar deocamdată îmi doresc mesaje generale care se adaptează mai multor persoane. Deci, în prezent, mare atenție la comunicare și oamenii cu care comunicați. Aceasta ar trebui să fie o avertizare. Poate să fie chiar și în familie această situație. Poate sunteți certați cu cineva în familie, da? Nu comunicați corect, se creează confuzii și vă simțiți oarecum izolați. Poate să fie chiar un copil cu care nu comunicați unii dintre voi. Oricum, în viitor îndepărtat, să zicem spre sfârșitul lunii martie, aveți șapte de cupe. Poate ieșirea lui Mercur, posibilă, ieșirea lui Mercur din retrogradare să vi se pare, wow, ce minunat, dar ușor, calm. E doar o situație pe care trebuie să o priviți mai cu înțelepciune, fără entuziasm prea mare și fără visare, da? Sfatul ar fi lumea. Lumea este reprezentată de simbolul lui Saturn, de Capricorn. Posibil unii dintre voi să aveți de-a face și cu un taur și cu un leu și cu ce vărsător apare și aici, semn de pământ, să zicem taur sau eu știu ce, capricorn iar, ce ar mai fi scorpion. Avem și apă, avem și scorpion, da, orice aveți aici ca și posibilitate. Dar ca și sfat, interesant. Pentru că aveți aici călătorie, s-ar putea să fie nevoie să călătoriți. Asta pentru că vă doriți 3 de monede, 3 de băte. Priviți așa în viitor și vă doriți să călătoriți către cineva sau așteptați pe cineva să vină de la o călătorie, eventual din afara țării. Sau poate dacă sunteți voi în afara țării, vă doriți să călătoriți mai aproape de familie, pentru că cineva e supărat, se simte izolat sau voi vă simțiți izolați departe de familie. Că e copilul, că sunteți voi. Și în acest motiv se creează confuzii.
Într-un fel vă mințiți pe voi dacă stați departe sau ei se mint pe ei înșiși dacă stau departe de familie. Există și varianta asta, îmi place mai mult chestia asta. Pentru că foarte mulți sunt plecați în străinătate să lucreze și asta e. E grea situația aceasta familială în aceste condiții de separare. Cei doi sunt separați. Sau cei trei. Da? Deși pe vremuri, cândva, la un moment dat, v-ați simțit bine. Dar asta e, din nevoi financiare, posibil la un moment dat cineva a trebuit să plece, să muncească, să mai îmbunătățească finanțele, dar ia ca nu știu cât a ieșit planul. Varianta bună a lui 7 de spade ar fi și o strategie mentală, dar nu prea o văd lângă 5 de monede, lângă 7 de cupe, nu prea o văd strategie. Dar există și varianta asta. Să vă gândiți bine, să zic, plecarea, mișcările, gândurile. Să vă controlați un pic gândurile, să vedeți care sunt influențate de acest mercur, care sunt reale, da? Lumea înseamnă și să închideți un capitol. Dacă trebuie să iertați pe cineva, iertați și deschideți un nou capitol. Influență exterioară. Ar fi 10 de monede. Ia tot zic. E clar că e o chestie care vă afectează familia centrală, în suflet. În suflet e familia voastră, dragii mei berbecuți. Cel puțin pentru unii. Dar exterior, posibil un alt semn de foc sau posibil cineva, poate chiar voi aveți multe responsabilități care vin din afară, apropo de plecat în străinătate sau la drum sau nevoia de a reveni financiar și vi se pun, poate aveți mai multe joburi. Interesant că valetul de bâte poate să însemne și un nou proiect la care v-ați gândit și care nu prea iese, cam scârție. Eventual în viitor poate găsiți alte opțiuni. Sper că ascultați oarecum, chiar dacă star dintr-una între alta, pentru că așa vin mesajele, sper că vă înțelegeți mesajul personal. Dar văd pe cineva cu multe responsabilități care se consumă din acest motiv, și se și zice, cereți, dragii mei, ajutorul! Cereți ajutorul pentru că nu se poate un singur om să le ducă pe toate. Și odihniți-vă! Odihniți-vă! Da? Confirmă cărțile că aveți nevoie de odihnă. Iertați pe cei care vă creează confuzii, iertați pe cei care vă eventual apasă prea greu pe umerii voștri. De ce vă este teamă iar de nouă de bâte, nouă? Că nu puteți, nu mai puteți sta în picioare. Cred că e aceeași persoană. Poate că vă este teamă să blocați pe cineva. Posibil nu vă place să blocați. Repet, poate să fie și un alt semn de foc, poate să fie orice alt semn care vă blochează, poate altcineva vă blochează, iar variază de la generație la generație. Sunt mulți berbeci născuți în ani diferiți și cu aspecte diferite. Posibil, cineva vă blochează, cum am spus mai devreme, și atunci vă este teamă de acest blocaj. Posibil pentru unii dintre voi. Să vă fie teamă că nu puteți să-i blocați pe cei care vă tot pun în cârcă diferite situații și greutăți. Nu-i puteți refuza. Și aici, iar, vă mințiți pe voi. Vă mințiți pe voi și nu-i bine. Nu-i bine. Iar semn de foc, bănuiesc că sunteți voi. Vă doriți acest 3 de bâte. Să priviți în viitor iar la o călătorie. Am zis mai devreme, călătorie. Peste o apă, cel puțin. Ori în alt oraș. Ia uite. Călătorie. Ori aștepta să vină cineva. Eventual, ca să-l conectăm și la această carte, acest 3 de monede privește în viitor și încearcă, Doamne ajută, să vadă opțiuni. Dar e bine să le vedeți, să sperăm că le vedeți mai bine după ce iese și să mai treacă cel puțin o săptămână și ceva după ce iese Mercur din retrogradare, că acum totul devine confuzie.
Poate chiar în aprilie. Poate chiar în aprilie. Să vedeți mai bine viitorul, oportunitățile. Finalul este 6 de monede. Iar călătorie. Iar călătorie. Poate se va călători noaptea. Dar ideea este că lăsați ceva trist în urmă și mergeți către bucurie. Că așa este. 6 de spade. Asta face. Merge de la întuneric către lumină. Călătorie cu familia ar putea să fie. Poate să fie o călătorie mentală de la acest 5, aceste discuții, aceste probleme financiare sau confuzii verbale, mentale, poate cu un copil, să zicem. Lăsați în urmă ce nu v-a prit. Poate chiar și aceste, unii dintre voi, dacă aveți curajul să lăsați în urmă și responsabilitățile acestea care vă deprimă, vă obosesc, și să mergeți către familia voastră, da? Către familie, către înflorire, da? Înflorire. Să vedeți viitorul cu alți ochi, înflorire. Hai să legăm înflorirea de acești 7 de cupe. Pentru că și el este un or poetic. Să mergeți către... da, bună conexiune. Către această lecție pe care trebuie să o învățați. Pe către un profesor. Posibil să fie această lume poate să fie și un profesor de la care puteți învăța. Sau prin călătoria aceasta învățați pur și simplu o lecție. Mai sper că ați înțeles, da? Eu zic că se leagă cărțile. Așa le văd eu. Că s-a creat un scenariu destul de coerent. Acum, cum îl vedeți voi, iar e mai important. Dar îmi veți spune cu sinceritate și cu eleganță, că așa sunteți voi. Și uite, aveți nevoie iar de comunicare clară. Da? Nu doar pasională, cum a fost în trecut, care într-un fel a bruiat și a bulversat, eu știu, o anumită situație. Aveți nevoie de comunicare. Oh, abia așteptăm să scăpăm de acel mercur. Un mercur direct, clar, da? Despre chestii frumoase, cum să fiți fericiți, 9 de cupe. Eventual, în momentul în care ajungeți undeva, întâlniți pe cineva, puteți să fiți clari și vă puteți bucura de această întâlnire. Eu zic că se leagă foarte frumos. Foarte frumos. Un rege de cupe. Poate oferiți o cupă cuiva și acea persoană e fericită. Poate vi se oferă o cupă, o mare dragoste, că asta înseamnă o dragoste adevărată, echilibrată, matură. Sau, dacă nu-i dragoste, poate să fie iar profesor, consilier, psiholog, poate să fie și... Ce vreau să zic? Un mesaj că vă vindecați într-o anumită situație. Regele de cupe. Aici, teoretic, ar trebui să fiți voi, să lăsați, iar un trecut să vă proiectați viitorul prin aprilie, către iar, către vindecare, către cuplul vostru perfect. Nu vă blocați faptul că apare semn de apă, nu e obligatoriu să fie semn de apă. Poate și voi aveți planete în pești, în rac, în scorpion, nu e obligatoriu, da? Nodul nord, cum am zis, Venus. Și voi puteți fi foarte emoționali. E o stare emoțională. De-aia probabil veți avea în continuare 7 de cupe. Într-un viitor. Martie, aprilie. V-am zis, nu fixați finalul etalării, nu-l fixați chiar așa pe 30. Okay? Să fim serioși. Am zis că vorbesc mai puțin și tot mult am vorbit. Iar pentru unii, posibil să fie un semn de apă, că văd aici Marea Preoteasă, Luna și 10 de cupe. Mare, mare fericire. O renaștere. O renaștere. Posibil să fie niște chestiuni secrete. Nu zic că există și posibilitatea asta. Dar există acest potențial de renaștere, de ascultare a intuiției și am vorbit, ce frumos, da? Am vorbit de intuiție, am vorbit de nevoia de a vă asculta inima, da? Nu doar mintea. O renaștere după niște situații foarte complicate. Poate pentru unii cu un semn de aer, dar nu e obligatoriu, sau pur și simplu
Pentru unii poate să fie o fecioară, pentru unii poate să fie un capricorn. Oricum, o renaștere după niște blocaje mentale, în care ați avut la un moment dat o înțelegere profundă, deși au fost niște chestii toxice. Dragii mei, sper că vă este clar și să vă fie de folos această etalare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, numai bine, vă pup!